Începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea programului național pilot de tip școală după școală pentru elevii până în clasa a 8-a inclusiv. Acest program va fi implementat și în școlile din Mehedinți, anunță Inspectoratul Școlar Județean. Elevii care au avut acces la tehnologie și internet în timpul desfășurării cursurilor didactice în sistemul online, precum și cei care se află în situația de corigență la finalul primului semestru al acestui an școlar sau cei care au nevoie de ajutor în parcurgerea materiei școlare vor putea să urmeze cursurile programului școală după școală. Scopul principal al acestui program este organizarea în școli cu clase de învățământ primar și gimnazial de activități remediale în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. Sunt eligibili pentru a participa la acest program, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic. Părinții își pot înscrie copiii pentru activitățile desfășurate în cadrul programului până pe data de 3 martie 2021 la unitățile de învățământ. Școlile care vor oferi programul vor fi stabilite de către inspectoratele școlare în funcție de numărul elevilor eligibili.